Salutare barbașanilor, bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod din Utopia. A venit ziua cea mare în care candidez și eu pentru prima dată pentru a obține funcția de primar. Ei bine, știți că am mai candidat odată totuși, dar atunci am avut în cap încă de la început să refuz funcția, dar eram totuși curios dacă mă votează lumea sau nu. Practic, eu am ieșit deja odată primar, dar am refuzat funcția. Acum este a treia tură în care se votează primarul, o dată pe săptămână se, se alege un nou primar, a fost Madix prima dată, după care Sinner și acum sper să fiu eu. Am ceva aș în mânecă, după cum puteți vedea am redevenit raion pentru aceste alegeri, ba sunt eu, bai bunicul măcelar, v-am zis este aceasta, dar cred eu că va prinde mai bine să fie raionul împrecat la costum când se fac alegerile, când se face votul. Ei bine, este Anușca, Bafo, Silent, Marix, eu, Green, Pain și Sinner. Imediat ne strângem să votăm. Ceasul acum este 18 și 5 minute, maxim 5 minute mai sunt și o să înceapă votul. Apropo, s-au întâmplat o grămadă de chestii pe aici, mi-au distrus casa, mi-au distrus vaca o să vă arăt pe episod mai târziu, după ce se fac alegerile, bineînțeles. Sunt destul de hype, am ceva chestii pregătite, am și un discurs pregătit. Să vă arăt cum arată și primăria. Cam ceva de genul acesta, are în față aici și -a o fântână arteziană. Deci s-au făcut multe, multe schimbări, dar le vom vedea pe toate în acest episod. Să vedem dacă s-a mai și vândut ceva, hopa! 6 diamante ca și încă 6 diamante încă 9 diamante pe acolo, nice, bun. Revenim cu voturile. Anu, am uitat să vă zic, bubuiți butonul la blană de like, un subscribe plus clonțopel și ne vedem și pe live-uri pe Trovo aproximativ pe la ora 17 de luni până vineri, primul link din descriere. Un intro puțin mai lung, însă, ha, hai mă să vă zic, uite, în cartea aceasta este asul meu din mânecă, îl veți vedea când se vor face alegerile, revenim. Imediat începe votul, deja încet încet ne strângem. Sincer să fiu cu voi, candidații mei, contra candidații mei, scuzați-mă, ar fi Pain și, și, Silent, cred eu. Cam ei doi cred că ar avea cele mai mari șanse. Trebuie să primim și salariu. Ne cheamă pe rând primarul actual să, să ne dea salariul. Și între timp am mai putea inspecta puțin primăria. Băi, arată în mare fel. Uitați-vă frumos, cu bănci aici, de aici vorbește primarul. Dacă o fi să fiu eu, Doamne ajută. Ia uite cum stă primarul aici. Stai că mă pun aici în funcție. Dar nu mă văd de bafo ca lumea. E? Frumos, ia uite. Nice. Și primăria arată deja șmecher înăuntru. Avem o hartă, discoteca acolo, pușcărie, poliție, primărie. În rest știți și voi Utopia. Aici avem, plătim impozitele, bla, bla, bla. Hai să, hai să ne pregătim. Bun, trebuie să primesc salariul de la primar, de la primarul actual, Siner 22. Și cred că după chiar o să participăm la alegeri. Ia, stai că... Bună seara, domn primar, bună seara. Bună seara, domnul măcelar. Vă găsesc acasă? Sunt exact în fața primăriei, unde sper eu Haideți să... Haideți că nu putem să vorbim chiar așa înțeles. în cursul tuturor. Unde Îi sper de... eu să, să rămân mai mult timp, dacă mă înțelegeți ce zic. Vă înțeleg, vă înțeleg. Oricum, o vedem. Fie ce o fi... Aoleu, dar ce, ce aveți aici? Văd că... Nu știu, asta... cred că... Oh, oh. că... Aule! Cred ce că dumneavoastră, sau domnul Silent, nu, 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 nu o, o, o să pornim o anchetă. Păi am auzit că dumneavoastră ați construit oameni din aia de zăpadă o, care nu, au... Nu, nu, nu eu, nu eu. Ia uite, okay, ce-a ce, 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 ce da. pățit vaca dumneavoastră? Cred că domnul Silent a fost acolo, am dar înțeles. nu e nimic, că pornim a, noi da, o anchetă. Eu și... Eu v-am chemat acum, înainte de, de alegeri, v-am chemat să vă dau salariu, da. pentru că sunteți cel mai bun măcelar din oraș și cel și mai bun singurul. Apicător. Și singurul, desigur. Am înțeles, vă foarte mulțumesc, da, așa. Aveți acolo salariul domnul Măcelar? Dar vreau să vă spun ceva, dacă cumva dumneavoastră a spus zăpada asta pe aici, eu zic să dați acolo un vot ca să fie bine, că dacă nu pornim anchete și iese urât. Acum cum doriți dumneavoastră, na. Rămâne între noi, am înțeles că nu prea aveți competiție, nu? Păi nu știu, că este domnul Silent, este domnul Pain. Știu că este, Cred că nu este competiție, nu? Uh, să sperăm că am nu. Încredere, am încredere, eu am pregătit am un speech, am pregătit un discurs, credeți-mă, okay. ar trebui să... Uite, vă, la, vă arăt, ma dumneavoastră, vreți să vă arăt un sneak peek? Hai, hai, haideți. Ia uitați-vă Și eu vă zic părerea mea de fost primar, mă rog, actual primar, dar... Deci acestea sunt cele patru evenimente care se vor desfășura în mandatul meu. Eu zic Uu, că... Dar să știți că... Uh, Povestile de groază chiar, chiar uh, am venit și eu cu ideea asta, dar n-am apucat să o implementez. Uh, atunci foarte bine, înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă. Uh, să știți că aș dori joi. Uh, să facem și cumva nunta Deci posibil să reprogramăm cumva, nu? Ia da, aici. nu e, o, nu e problemă Cum să nu? Uh, bom, Cred bom, că bom, aveți bom. carticica mea Dacă ați putea să vedeți că uh, Ia asta să vedem Cum se numea? Uh, nu se numește nici cum, este nesemnată încă nu cred că am luat-o, ce s-a uh, întâmplat? Nu, 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 nu spuneți așa ceva Nu, deci pe bune că n-am luat-o, deci nu oam, am luat inventar Ia oam eu poate o am, am, o am, gata, ah, scuzați mă Bine, bine, bine Haideți să-i strângem un pic, pe da. toți și hai ne hai vedem da. la alegeri, bine? Ok, bine, ok Bine, bine, baftă, multă baftă Asemenea, că, na, acum la sfârșit de mandat trebuie să aveți emoții, mă gândesc Adevărat, da, puțin, puțin vom sta cu toții pentru pentru urile fiecăruia. Uh, iar urmați-mă, urmați-mă cu toții. Haideți, uh! haideți. Haideți, uh, domn primar. Pentru voturi vom veni aici în secția în primărie și aici uh! este frumos, urna. De urna de votare. Ce frumos, frumos arată urna, aici. Fiecare pe rând, fiecare pe rând să fie votul privat și să să nu intre nimeni în camera aceasta. Cine Sia? candidează? Sunt curios. Eu, eu mi-anunț candidatura. Nu, e pe, pe jos. Băi, nu mai aruncați, o, că nu-i poliția de față, de față, dar vă vede domn primar. Ba da, agent, liniștea. de față. Liniște afară, de fapt. Așa. Uh, am o întrebare pentru voi. Cine dorește să candideze pentru următorul mandat de primar? Eu sunt unul? Eu. Eu, eu. Și, și eu sunt unul? Mamă! Okay. Candidați, domnul Silent, domnul Green, da? Ba, da. fost și Anușca. Și eu. Și Pe mine nu mă băgat cine în seamă. Cinci candidați. Ua, da. da? Ure, Domnul Peinut, nu, peinuț, nu peinuț, candidați, nu? nu cred. Ok. Nu v-ați pregătit nimic? Niciun discurs? Nu, nu, nu. Ok, ok. <laughs> Domnul pe doarme. Lăsați-mă puțin să explic. Eu nu mai am voie să candidez la fel și domnișoara Madix pentru că deja am fost. Uh, vreau să vă întreb așa, <gântevă> înainte să mă și eu mandatul, uh, dacă m-am descurcat, dar că aveți ceva eu, Scuze. Păi să spunem su pe rând, mă gândesc, nu? Da, ai -a fost doamnul primar, doamnul primar foarte rând. Domnul primar, primar, dar care-i făcut cu domnul Pain? Că nu înțeleg ce se întâmplă rând, cu el. E că a luat o miere de la domnul... Domnul Pain, v-am zis să nu bezi mierea înainte de alegeri, că uitați ce se întâmplă. Domnul Bafo, de ce vă arătați <gântu -i <gântu -i va <gântu> va domnul va okay. luați niște pantaloni pe noastră, domnul Bafo, că nu se, nu se cade A, așa aia, în fața aia, primarului. Aici, domnule domnule aici, primarului. Domnule Bafo, dar ce faceți aici, în timpul aici, liber? Și domnule Silent, Și domnul Bafo, vreau să vă precizez că nu veți primi salariul de constructor pentru că nu ați exercitat nicio construcție pe timpul mandatului meu. Da, nicio problemă, Au fost în vacanță, au fost în Maldive. da, dar nu mai arunca cu gunoaie pe ei arunca frate, gata, opriți-vă. Ia, mă, cum ocup eu, să trecem un frumos alegeri în sine. Da, pentru că mai trebuie să vină domnul Snake, din câte am înțeles, nu? mai vine, nu mai vine, nu mai nu Ok, ok, liniște puțin, liniște puțin. Ne-am adunat astăzi aici pentru a mâna următorul job de primar, să vedem cine va fi următorul primar în următoarea săptămână pe Utopia, în momentul de față avem cinci candidați. Primul candidat este domnul Green, care îl rog să dea armura jos, te rog frumos. Primul candidat este domnul Green, al doilea candidat este domnișoara Anușca și șeriful nostru. Următorul candidat este măcelarul nostru, Nocivanu Barbașanu Aia și nu mai avem pe Bafu. Constructorul nostru care a fost în vacanță timp de două luni de zile, și după aceea este agentul de poliție, domnul. 007, Einstein. agentul 007, el este exact, exact, Fiecare a pregătit câte un discurs care să ne motiveze să îi votăm, să zicem așa. O să las pe rând să vorbească, după aceea, după ce ascultăm toate discursurile, vom merge în primărie, fiecare pe rând. Deci, vreau să intre câte o persoană în primărie și o să mă ajute doamna Șerif să organizăm yeah. cât de cât uh, votul. O să încep cu domnul uh, Green, zic eu că Haideți! Au! Că este pregătit? Aici eu stau lângă el da, da. și îl ascultăm pe domnul Green. Liniște, vă rog frumos, nu vă mai bateți, nu mai aruncați cu gunoaie, pentru că dacă participați pentru primar și aruncați cu gunoaie și nu sunteți uh, Eu n-am aruncat. Nu mai aveți voie să participați. Okay. Haideți Green, să vedem! Buneți. Liniște, liniște! Haideți, Bun. domnul Green! În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că sunt aici, în fața dumneavoastră. Sunteți cei mai drăguți. Și, în al doilea rând, vreau să vă zic că, dacă mă veți vota pe mine ca și primar, o să finalizăm toată această, toată această utopie și o să facem totul să fie cât mai frumos. Chiar o mult mai o frumos, întrebare am când se poate, mă scuzați, nu, da? întrebările la final, okay, întrebările la final. la final. Spuneți domnul Green în continuare. Aici păi, cam atât. Ah, <laughs> întrebările. <laughs> <laughs> uh, domnul Green ați spus că o să <laughs> finalizăm Utopia. Ce înseamnă asta că e gata ce seria să sau, sau, sau sau cum? Nu, nu nu, am gând. Gând. nu. Nu a, gând. Gând. A, a, gând. dar cine a aruncat? Vreau domnul să vă Domnule, rog frumos, luați loc. La ce v-ați referit când ați zis că o să finalizăm Utopia? O să construim case pentru cei care nu au, în momentul ah. de față, toată da, aibă case. Păi, Dar nu este jobul primarului să facă asta, e. este jobul da. constructorului, din punctul meu de vedere. Acopăr toate gropile de pe străzi. Asta Sau... da, asta să știți că merge. Ok. Și o să revoluționăm, o să mai punem în afară de primărie și de poliție, o să mai facem și alte construcții. La distanță, vă rog frumos, la distanță. Las distanță, Alo. vă rog frumos. Eu e eu sunt de la reportaj. Așa, o să mai construim, spre exemplu, un cinema ca și decorațiune, o să mai construim, spre exemplu, nu știu, un teatru și mai multe construcții. Deci acestea aceste sunt la... proiectele dumneavoastră, da, dacă da, ați da. și primar. Felicitări! Bine și aplauze! Următoarea uh! uh, da, este do no, no. Pe rând! Mai, mai lăsați vorăți domnișoara Anușca, care este șeriful orașului. Da. Bună ziua, bună ziua. Vreau să vă anunț de acum că discursul meu o să fie puțin de tot mai lung, dar în același timp va fi unul foarte, foarte din inimă. Dragi concetățeni din Utopia, sunt aici pentru a vă prezenta mandatul meu electoral și pentru a vă familiariza cu mine. Eu sunt Anușca, șerifă, pescar și floră Reasă. Pe lângă multe joburi pe care le am, solicitante de altfel, doresc să concurez pentru postul de primar. De ce să mă alegeți? Doresc să colaborez cu mulți alți cetățeni care doresc să-mi orașul, cum ar fi domnul Green, constructorul și domnișoara Matic, ecologista. Doresc să construiesc hub din Nether, să începem ferma de Este Gorge. construit. Este construit. Este construit. Chiar ieri a fost construit. Păi hub din Nether adică tot, inclusiv toate drumurile. A, să okay, facem okay. Dar de ce interveniți? De ce interveniți? Pentru că uh, am vrut să adaug uh, altceva, okay, okay. știu, doamna. Mulțumesc, mulțumesc. Să începem în de gol și să construim un spital, deoarece este nevoie de astfel de ajutor pentru oamenii care sunt neajutorați sau au nevoie de ajutor. Mi-am dat seama acum că, din păcate, am făcut, uh, am făcut un pleonazum. Uh, un centru de reabilitare, medicină generală și camere de urgență vor fi dotările din interiorul spitalului. Aceasta am fost eu, vă mulțumesc pentru atenție și până atunci, votați-ne ca președinte! Felicitări! Felicitări! Hey. Foarte drăguț. Următorul, Următorul este domnul Barbașan. Ok, 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 bun. Domnul, domnul Bafo. Liniște, liniște. Liniște în sală. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați reușit să ajungeți astăzi. Domnul Pain vreau să vă întreb ce, ce, se întâmplă cu dumneavoastră? Sunt, sunt hiperactiv. Am înțeles, ok. Stați, loc aici, vă rog frumos, luați loc. Dacă se poate un gardian ceva să liniștească că nu, lăsați, lăsați, amețesc. O, iau Ok, bun. Deci, după cum bine știți, eu sunt unul dintre candidații la funcția de primar al Utopiei și nu vreau să vă lingușesc cum probabil fac contra candidații mei. Așa, voi începe chiar de astăzi să construiesc primul parcurs din oraș, dacă cumva mă alegeți. La ora 19 voi organiza primul concurs mâine și mai multe detalii vreau să vă dau pe această listă. Să vedeți exact evenimentele pe care vreau să le desfășor. Vă rog, citiți pe rând sau deodată, nu știu dacă funcționează. Deci eu vă promit multe, multe evenimente. În fiecare seară vom avea un eveniment, aproximativ la ora 18-19. Asta o să decidem împreună. Ok. Așa că dacă puteți citi toți, Pain, Anușca, A, Pute, Puteți să citiți dumneavoastră dacă... dacă da, dă spuneți două, trei cuvinte. Ok, deci primul eveniment ar fi marți la ora 19, Cursă Parcur. Al doilea eveniment ar fi miercuri, ora 18, Carnaval cu tematică Monstru din Minecraft. Joi, ora 18, povești de groază în pădure și vineri, ora 18, Survivor Utopia. Ne împărțim pe două echipe și echipa câștigătoare va primi diamante. Uh, am o întrebare, domnul... Da, spuneți, domnul, primar, spuneți. Uh, uh, în primul și în primul rând, toate aceste evenimente vor costa bani. Vor costa bani, dar în primul rând voi subvenționa și eu, probabil și din primărie vom lua niște bani, dar nu extrem de mulți și dacă cumva vor mai fi și sponsori, Poate voi găsi ceva sponsori între timp. Am înțeles. Dar oricum, și există doare, ceva premii, de exemplu, pentru cursa de parcurs, pentru Survivor. Da, fie absolut fiecare, de exemplu, cursa de parcurs, va fi în felul următor premiată. Sunt, să zicem, 3-4 nivele. Dacă reușești până la uh, primul nivel, primești un diamant, până la al doilea 4 diamante, 8 și tot așa. Deci fiecare va câștiga ceva marți, după care miercuri vor fi premiate primele 3 cele mai interesante costume, joi cele mai tari. Haideți adică să fie. O să fie pe costume. Da, da, da. La Asta la joi, carnaval. la carnaval. Tematica Monstru Minecraft. Așa, bun. <laughs> joi vor fi premiate primele trei cele mai interesante povești de groază, și vineri echipa câștigătoare va primi diamante pe care le va împărți, bineînțeles. Am înțeles Am și o întrebare. Spuneți. Ideea este foarte, foarte interesantă, dar cu ce ajută Utopia? Păi, pur și simplu. Ne exact, destindem exact. atmosfera, Ei, ne simțim vreau, bine probabil, probabil divertisment vreți să spuneți, mai pe oh, spuneți pe mai categorie, de și categoric și Gândiți-vă deci, că la deja primar, construcții vaxați, avem Spuneți da, 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 dar este loc de mai bine când vine vorba de construcție, Asta nu mă puteți da, contrazice Deci da. să înțeleg ca primar dumneavoastră Vreți să vă axați mai mult pe divertisment Da, o să fie o săptămână oh. plină de divertisment Plus înțeleg, alte, alte mici... Eu... Mici construcții pe care le vom mai dezvolta pe parcurs uh -huh, Cum ar înțeleg. fi, domnul primar? Dacă veți și primar Exact, spuneți Spuneți uh, un exemplu, de exemplu Păi, momentan nu am în plan nicio construcție Și vă zic și de uh, ce Pentru uh -huh. că avem extrem de mult Și ne-am bazat mult prea mult pe construcții Cred că ar fi și momentul să ne distrăm O să găsesc eu chestii pe care le mai putem îmbunătăți Cum ar fi, nu știu, un drum mai interesant la magazine Pentru că mi se pare uh, un pic prea rustic Și ar trebui să le îmbinăm uh -huh. puțin Um, să mă uit așa, nu știu Cred că ar trebui o secție de votare în afara primăriei pentru următoarele alegeri Ceva mai este frumos n -am n -am avut okay. timp Cam asta Felicitări. în linii mari. Cam, cam asta. Mai am eu încă o <laughs> întrebare spuneți spune spune Mai am ceva de adăugat, dar dacă am face, spre exemplu, nu știu, o construcție nouă, asta n-ar însemna îmbunătățirea rol ului cu noi construcții? Ba da, Corect. tocmai asta Ai am zis, dacă cumva spune. ar fi să Dezvoltăm și alte construcții, da, de exemplu, ar putea fi făcut o discotecă, nu să fie în aer liber, vedem, putem găsi 90, multe, 90. multe construcții. Ok, uh -huh. felicitări! Da, Vă mulțumesc! Mulțumesc, Foarte drăguț! Uh, nu poți nu merge! Da, 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 corect! De la emoții, de la emoții! Iar ultimii doi candidați, Bafo, te rog frumos! Ba, bune! Păi așa, am luat în ordine cum v-am uh, denumit. Ok. Uh, Hai, puteți uh, începe, uh. domnule Bafo. Bună. Welcome to my TED Talk. Uh, numele meu este uh, Cristi Sau Bafo. Uh, în primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți cu toții aici să mă ascultați. Uh, în al doilea rând uh, am luat uh, o mică mare pauză din cauza uh, vacanței mele din Maldive, după cum spunea oh, fratele uh. meu. M-am relaxat puțin și am revenit cu forțe proaspete, aș putea spune. Um, ca și proiecte, ar cam trebui să ne axăm pe mai multe construcții, din punctul meu de vedere. Dar, cum a spus și domnul Nociv, pe ceva uh, divertisment, ceva... Corect! Care vor fi... Care vor fi... Uh, uh, plănuite în zilele care urmează. Um, pe lângă acest lucru, I don't know, cam atâta, dacă aveți întrebări pentru mine. Uh, am eu o no. întrebare. Zi eu am una. Cine să zică, domnul Vafu? Păi cine a zis uh, primul, cred, nu? Au. Oh. Da, domnul Siner. Okay. Uh, ce construcții intenționați să construiți? Um, Mă gândeam să mai punem niște shopuri, poate o să mai fie nevoie de niște shopuri, cu siguranță. Ok, dar shopurile sunt construite de fiecare proprietar în parte. Da. Am înțeles. Deci aveți ceva concret? Să uh, permit, Permiteți-mi să-i spun domnului Silent să tacă din gură, că tu întrebi așa, parcă puțin uh, off-topic, da, nu să... Nu, este o întrebare, aveți ceva concret sau rămâne să vedem noi ca surpriză? Altceva, domnul Silent, mă bucur. Eu, eu, sunt curioz. Curioz. eu sunt eu Surprize, foarte curios. Asta a fost întrebarea dumneavoastră? Da. Ok. Uh, domnul Nociv, ce e întrebarea? Nu, domnul Green, ce, ce, ce întrebare mai aveți? Nu, uh, nu, no, no, never mai, never mai, lăsați întrebarea. Deci, uh, cam atâta vreți să spuneți, domnul Bafo? Da, desigur, desigur. Felicitări! Lăsăm pe domnul -Silence, uh, 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 Bine! Discute. Yes! Este rândul meu? Da. Da. Poftiți domnul Silent. A... Haide, haide. În <laughs> primul rând, uh, bună seara tuturor. Easy. zi! Uh, este ora 6 de jumătate. Știu, Dar da, afară. Ok, bună ziua tuturor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți într-un număr atât de mare. Um, în primul rând vreau să încep acest discurs uh, cu... adică nu vreau să-l încep cu promisiuni false și așa mai departe. De asemenea, am adus astăzi cu, uh, cu mine câteva prototipuri din următoarele proiecte pe care vreau să le înființez sau să le duc curs. Uh, și că tot vine vorba de prototipe, avem uh, prototipuri, mă rog. Îi <laughs> mai tipele, am înțeles. În școala domnul, domnul Silent, O să avem... Nu, Câte nu te aveți? aveți. <laughs> uh, întrebările la final. Okay. <laughs> altă întrebare, altă întrebare, doamnă Siner, altă întrebare. Ok. În primul rând, vreau să modernizez Utopia, vreau să mă axez atât pe divertisment cât și pe construcții noi care să ajute la economia orașului și așa mai departe. De la grădini zoologice până la cinema, par de distracții, strand și așa mai departe. Avem uh, și o implementare nouă pentru sistemul de circulație și cum se merge prin utopia, o să adăugăm semafoare și de asemenea semne de circulație. Uh, o să colaborăm cu domnul Not Green chiar aici de față pentru acest proiect. Dar toată lumea colaborează cu mine. Nu. Eu v-am căutat bara. Păi și tu dacă ești primar cu cine colaborezi? cu el. Cu, cine colaborezi? Nu, o să colaborăm, primăria o să colaboreze cu el pe acest proiect, deoarece nu putem să le facem noi singuri. De asemenea, avem um, um, o implementare pentru case, pentru că cu toții știm că la case sunt acele sign-uri cu numele respectivului și numărul. Ei bine, am decis să, să iasă mai mult în evidență numărul ca să facem un rol play cât mai frumos și să adăugăm aceste bannere la fiecare casă cu numărul respectiv. Uh, și un proiect care... Este proiectul principal, tot ce v-am arătat până acum, să spun, sunt secundarele, este marele proiect, stați așa să găsesc aici, uh, proiectul înființat și creat de mine, Metropia, aveți chiar aici dacă vreți să-l citiți cu toții despre acest proiect. Da, dacă puteți să ne citiți dumneavoastră, da, mai, bine, ce citiți a, mai bine citiți -l, citiți -l, că nu putem da, da pagină. Ok, atunci în cazul ăsta... Stați și o secundă. A aruncat-o pe jos. O <laughs> să vă, 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 vă dau la fiecare câte un exemplar, cât o copie. Cum? Poftiți. Poftiți. Uh, dumneavoastră. Ok, uh, domnul Pain este întreaz tre sau? Domnul Pain? Cred că a dormit. O să-i da, să dau și lui în orice caz. Ok, puteți să citiți acolo, luați-vă tot timpul din lume să citiți. Da, nu vă spuneți. supărați, de ce nu citiți asta? Nu știți să citiți sau ne da, da, puneți de pe de toți că să este citim? Este cam mult. Îl... îl întrebăm după aia, îl întrebăm după aia. Ok, gata, acum dacă aveți întrebări. Uh, câte clase aveți, domnul Silent? Da, da câte, câte, câte clase? clase plus facultate, masterat și așa mai departe. Puteți departe. să ne arătați o diplomă, ceva? Că dacă nu aveți terminat liceul și ne-ați luat bacul, nu cred că puteți uh, candida, uh. sincer. Da, poftiți aici Do diploma de Silent. Ați scris-o acum că am auzit-o eu, domnul Silent. Ați falsificat-o acum. Da, 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 așa este. S-a auzit. Haideți, domnule, asta e deja de eliminare. în acte, domnule polițist! Ce faceți aici? Bun, ok. Domnule, să dăm așa o întrebare, dacă se poate. Spuneți. Puteți să ne exemplificați și nouă care sunt semnele rutiere pe care le-ați implementat dumneavoastră? Momentan, după cum am spus, am și specificat, nu avem nimic finalizat deoarece avem un prototip, al doilea prototip și al treilea, nu sunt toate Numele semnelor, vrem să ne explicați ce înseamnă fiecare semn Da, ce înseamnă fiecare semn Păi de avem pe Anușca de la circulație care chiar a spus Anușca de de la circulație Și tu ești în poliție, ești la fel ca... Nu, eu sunt agent de poliție Și tu ar trebui să știi Păi și mașina de poliție ce zice? Păi, dar nu e a mea. Uitați-vă, e mașina mușcări. Doamna șerif, cum a intrat? Cum a intrat în poliție? este mașina poliției, domnule, domnule. Salaf. O să se adauge pe raport, adică. Da, să știți că este discriminare, adică eu chiar nu, nu sunt. Nu, se adaugă. Sunt să menționez, doar în cazul în care aveți și falsificată diploma de bacalaureat, putem să vă punem o dungă roșie în buletin și să vă facem o mașină specială. Nu, nu e nevoie, ok. Dar o să-i și o întrebare pentru noi. Îmi puteți exemplifica, practic, cum ar funcționa, de exemplu, eu vin cu mașinița mea, da? Și merg pe aici. Păi, eu nu o să pot opri dacă aici stop. N-am cum să-mi opresc mașina, pentru că asta e infrastructura Minecraft. Deci, nu, 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 nu această m, pistă de metrou care este destul de învechită, oricum nu mai folosește nimeni. Și ce ați vrea fi, să puneți în loc? Scuzați-mă că fi -am Va fi desfințată, iar aici va fi un potențial sens giratoriu. Dar pentru ce? Pentru trotinete, domnule, pentru, pentru ce? Păi pe arătați-mi o trotinetă, că <laughs> eu nu știu. <laughs> de... Pentru mașini, domnule, pentru elitra, pentru transportul cu pe elitra. Păi... Deci păi și cum o opresc cu Eli Transbor? Da, 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 cum, cum vă opresc cu Eli da, Adică eu am stopul, ce okay. fac? Cum o opresc? Deci să spunem că avem, avem stopul aici, da? Ok, bun. Sau e la, la, la semafor. Ok. <laughs> așa. Ok. <laughs> deci mergem așa frumos. Dar da. sunt toate trei aprinse, domnul, domnul Silent. Lăsați, domnul, că <laughs> Gata, ne-am oprit. <laughs> Pai dar nu v-ați oprit la, nu aici. La, la uh, la nu vă supărați, Nu, okay, nu Lenin, dar acesta este a un banner de... Uh, mă scuzați, credeam că v-am luat no. banner-ul. Acela no. era un banner de intrare interzisă. Da. <laughs> 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 Atei, acesta a fost discursul meu. La revedere. Ok, vă urez uh, o seară. Luați-vă discursul de aici, vă rog frumos, nici nu vreau să-l citesc okay. Nu să știți că sunteți uh, foarte rău vă jos armura, alo, alo, de devenim uh, agresiv? Jos armura, domnule. gata, 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 gata uh, mulțumesc tuturor pentru, pentru discursuri, uh, Las luați loc acolo, vă rog frumos. Acum o să-i poftesc poftez pe fiecare, doamna, domnișoara Anușca, vă rog să-ți mai intrare uh, pentru a nu intra uh, alt concetențean. Domnul Green, haideți cu mine. Da. Veniți, veniți încoace, uh, nu o să intru cu dumneavoastră în cameră, dar uh, mergeți acolo la urna de votare, mergeți acolo lângă, lângă acel Aici? butoi. Da, da. L -l în butoi uh, Domnul Silent s-au purtat cam urât, urât cu, cu dumneavoastră, uh, să știți. Da, eu m-am vot... purtat -ul. Liniște, liniște, alo, alo, liniște. Scrieți uh, votul dumneavoastră, iar după ce semnați să scrieți doar vot, atât. Să nu scrieți altceva. Dar n-am zis că dumneavoastră v-ați purtat urât, am zis că s-au purtat oamenii urât. Da, nu, nu se poate și ceva. Eu sunt foarte supărat în această zi <laughs> pentru că s-au comportat foarte vă rog frumos. No. Este seară, doar. Cine lăsați acolo votul? Lăsați acolo votul. L-am pus, bon. l-am pus. Uh, cine este următorul? Domnișoara Anușca, cine este? Da, uh, uh, sigur. Madix? Uh, da, domnișoara Haide. consilier. Te duci acolo la urnă, îți iei o carticică și îți scrii votul. Cred că este mult mai organizat așa. Ce părere aveți? Da, da este mult mai bine față de săptămâna trecută. Am avansat un pic și asta îmi doresc și eu dar, să, dar, să se întâmple. Dar ce face aici promovare la banner Că n-am înțeles. <laughs> nu, nu, sunt uh, niște modele. O să uh, domnule va... Nociu, păi și... puteți uh, intrați? Uh, să intrați? Cine, cine a votat să vină în spate? Da, da, uh, Luați un loc în spate, vă rog frumos, domnul Green. Uh, uh, ce vreau să vă Green mai spun... Uh, ce vreau să vă mai spun, haideți domnul Pein mai în față uh, O să trebuiască următorul primar să facă mai multe urne De precizat acest lucru Da okay. uh, Domnul primar, am și o mică întrebare Pentru Hai. cei care nu și-au luat uh, propria uh, lor fișă de vot Avem uh, fișe de vot acolo? Da, da, da uh, da, da. da aveți Sunt acolo, suficiente acolo, tine. da uh, Haideți domnul uh, Peinuț Haideți Aveți grijă cu sabia aia că poate vă... <laughs> Taie, cu... puțin Da Vedeți cum te-ați votul cu sabia Mamă, Urmă, domnul Peinuț taie și, și spânzură, cam așa era vorba aia Scuzați-mă, dar așa era vorba Cine este următorul? Da, domnul Bafo Domnul păi de Bafo, vă pregătiți? Cam, intrat, c -am. C -am intrat așa agresiv pe... Da, 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 <laughs> da. am văzut că ați intrat cu sabia acolo, ați tu ușa un pic, ați scos-o din balama Bun, uh, haideți domnul Bafo, haideți Cine este următorul? Uh, cred că mi este domnul, domnul Silent Da. Domnul, domnul, da. domnul ce așteptați? Băi, 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 înapoi, înapoi, înapoi. Ce faceți, domnul Bafu. Aici, nu? Ei, da. nu <laughs> de altcindeva. Ați luat miere, domnule Bafo, nu vă supărați. Dar cred că, domnule i dat, i dat miere. Deci eu am pusura. vândut foarte multă miere în ultimul timp și plus că am pus și la magazin mai demult și poate o cumpărat, nu știu, n-am cameră de filmat, nu știu. Oh, avem un nou votant. Ok, dar n-a auzit discursurile. Ce da, se da face? nu mai, nu mai, nu mai votează acum. Ok, haideți, haideți. Și domnul, dacă vă zic că am un fost un aici, un aici și am o, auzit discursurile. Nu, domnul Snake este prezent, nu? nu? De haideți. ce să-l scoateți de la vot? Haideți, haideți, veniți. Nu, no, am primărință. stat pe mult pentru că nu voiam să mă bag peste, am ajuns târziu. Da. Foarte corect, domnul, domnul Snake, uh, poftiți, poftiți, după, vă așteptăm. După aceea, domnule, domnule no, mai o să mă duc eu, da, da, da. Da, poate ajunge domnul Snake. Da, da, da. Da, mă, pierd, mă pierdusem prin pădure, ce pot să zic, îmi cer scuze, că au bu, bu, bu. Nu-i nimic, domnul, domnul Snake, vă rugăm... Da, da, vă dați jos da, da, da. Vă rugăm. Okay. Ne intimidați în un prăcate. pic așa oh. cu... Domnul Preot! Haideți, veniți, veniți după mine. Să trăiți, veniți domnul Preot. Aici, un urna de votare, uitați aici, Da, da. găsiți o cărticică, vă scrieți votul în cărticică, iar după ce votați, lăsați cărticică acolo și vă duceți dumneavoastră. Da. Okay. Aștept o să mă mai duc eu, votez și vă anunț în 5 minute, o să dau 5 minute, anunț, în 5 minute să număr voturile okay. și pain, vă voi vă anunța. Vocați? Că aveați Adică puteți, puteți pleca de acum, puteți pleca și o să... Să nu șor domnul. Știți cum trebuie să votați, da? Da. Haideți, haideți să uh, nu Șerif. Ok, dați da un anunț Ok, da, atunci o să, anunț. Să, să ne anunțați da, Când, când da, să revenim da, 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 da. O, să, o să vă anunț și ne, ne găsim aici în 5 minute Bun, perfect Ok Bă, un pic am la limită Totul acolo, eu n-am vrut să mă duc Pe partea asta de construcții, nu știu Pur și simplu mi se pare că Nu sunt atât de importante construcțiile În punctul ăsta al dezvoltării Noastre ca, ca oraș, ca sat Ca ce om fi noi Ideea este că ne trebuie neapărat divertisment, pentru că exact lucrul acesta va ține seria în picioare și sper că o să conteze acest lucru. Sper că toți își vor dori eveniment în fiecare seară, pentru că până acum nu s-a întâmplat chiar așa, deci na. Acum o zi și pe Incar vrea să fie o nuntă joi, da, nu, nu pe scuze Sinner, o zis că vrea să fie o, o nuntă joi, pe a avut deja nunta, am primit și Sion aici pe Trovo în timp ce filmăm. Și să vedem, poate o să facem două evenimente joi, dar ar fi super tare să reușim să facem câte un eveniment în fiecare seară. Acum, practic voi îl veți vedea în fiecare zi pe canal evenimentul, ne vedem cu voturile numărate, cu rezultatele, sunt curios, dar am, am puține emoții, trebuie să recunosc. Rupeți butonul la de like acolo dacă vreți! Bun, suntem gata, hai să intrăm repede, sunt curios. A jos vă rog. frumos. Suntem gata? Suntem gata? Bun, bun, bun. Trebuie să vă pregătiți pentru că a fost o luptă incendiară, sincer să fiu. Crâncenă. Și nu putem face turul 2. Ce? Nu putem face turul 2. De ce? O să vă explic, o să înțelegeți de ce nu putem face turul 2. Este toată lumea aici, uh, nu este da, jumnișoara da, da. noastră. Acum, acum deci, vine. Deci turul 2 ar fi presupus probleme, să mea. fie locul 1 și locul 2 la o exact. apropiere. nu a, a, egalitate. Nu neapărat liniște, egalitate, rog. Da, ok, okay. în felul următor. Am avut 5 uh, candidați. Am dreptate? Corect. Da. Da. O să zic la fiecare câte voturi a adunat. Domnul Bafu, din nefericire, nu ați adunat niciun vot. Uh, cred că din cauza vacanței dumneavoastră în Maldive. <laughs> țin să mulțumesc. Vai, vă mulțumesc mult de tot. Ok. La egalitate de puncte. Trei persoane. Oh my god. Sunt oh. în felul următor. Cu două voturi fiecare persoană. Iar câștigătorul pentru alegeri are trei voturi. Nu. Uh. A, a, deci practic, uh, practic a câștigat un vot a câștigat diferență un vot. Bravo. Green are două voturi. Oh my god. Anușca. Oh my god, Silent a rămas noi doi, a, rămas noi doi. Are două voturi. A, rămas noi doi Silent. Liniște, liniște. Iar Nociv are trei voturi. Bine! Vei vota Hai să voturi la, 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 la voturi. Ești Chioto? la egalitate Chioto două voturi? Da Tu ah. cu Green și cu Anuș că ați avut Nu pot să cred Bă, Băi wow. Ai de capul Diferență meu Diferență de un vot, de un vot. ați avut un discurs foarte bun, domnule, domnule primar. Ok, veniți, uh, de deja aici. am urlat emoțiile. Oh uh, veniți aici, uh, Trebuie să aveți un speech și vorbim după aia în particular. Da, liniște, liniște. Ok, o. nu vreau să vorbesc, vreau să spun doar că o să existe prosperitate în acest o, sătuc. O, o. Nu, serios, o. Vă, vă mulțumesc enorm de mult pentru voturi și să sperăm că veți participa și la evenimente. O să las cartea, fiți atenți, uite aici ca să știți când vor fi evenimentele. O, cred că o să o punem în primărie, domnul primar. Da. Domnul okay. ok, ok, o să o mutăm în primărie. Păi vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru fiecare vot. Sper că nu sunteți triști ceilalți trei contracandidați. A fost o, o luptă extrem de strânsă și vreau să vă felicit și pe voi pentru, pentru discurs și, și pentru eveniment. La mai bine, la mai multe Felicitări. Ajutare. Felicitări. Ok, Felicitări. hai. Toată lumea să își vadă de treaba acolo și să, să veniți de la evenimente. Vă, vă rog. Haideți domnul, domnul, Cif, domnul să vorbim domnul puțin. Mulțumim, Haideți o zi, mai scus. o zi bună. O zi bună. Bun. Da. Bă, e ok, uh. dar what? Eu făcui două voturi. Mă pic să ne mutăm cu domnul Sinar. Ok, dom domnul primar, sunt prezent. Păi cum să nu, până nu nu predați cheia orașului. Okay. Trebuie să să predăm cheia. Haideți să să mutăm aici frumos, veniți veniți puțin. Uh, cred că o să punem undeva să poată vedea toată lumea ce ziceți de locul acesta. Ok, perfect. Uh, Dar sincer, cred că ar fi ok să fie undeva în zona asta, pentru că nu știu ce am impresia că Fiți a... oamenii Mutați nu prea, de prea intră nu, nu da, prea da, da, în da, da. primărie. Mutați după aceea, veniți puțin să vă prezint pe aici, poate n-ați Ok, -ați ok, abucat. ok. Am apucat să văd cât de cât, dar aș vrea să să dar vreau să, să vă, vă prezint, să vă mânez da, complet Corect. corect, corect. Uh, ul acesta și o să vină cu foarte multe responsabilități. Uh, acesta, acest lectern o să-l puneți unde doriți. Aici uh, eu am făcut un mic chest, puteți să-l puneți altundeva, puteți să-l uh, așezați cum doriți. Eu am pus ca oamenii să vină să plătească impozitul când au banii strâns, să zicem așa. Și okay. au venit aici, am luat eu niște cărți, momentan este gol, cred că știți cum am procedat. Veniți puțin, aici este harta pentru cei care na, nu prea știu, nu se, ori, nu se orientează foarte bine, pot veni aici și vedeți că este însemnat peste tot... Uh, toate locațiile dar Primările, chiar voiam să poliție. voiam să vă întreb cum ați reușit să notați că nu știu exact să fac chestia asta și ar fi interesant să scriem dar nu cred că am vedeți grecu vedeți grecu de sus. Am avut eu o tentativă să scriu Utopia, dar este foarte greu. Oh, ok, interesant. Să scriu Utopia, dar va trebui să scrieți din blocuri, să fie foarte mare. Poate vorbiți cu domnul Green și rezolvați. Da, voi o uh, să vă întreb, cum cum ați reușit? Nu am putea scrie okay. la fiecare casă numele proprietarului, să zic așa. Da, 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 putem, putem, putem. Ar uh, treaba, fi interesant. Treaba asta în felul următor. Trebuia să aveți un banner și cu bannerul respectiv trebuie să-l redenumiți în Envil. Și după aceea, practic, dați click dreapta după ce l a spus jos. Haideți să, să vă arăt. Venim să ok, venim ok, spune. ok. Haideți că, să vedem. Deci, practic, eu dacă vreau să am un banner, îl pun... Stați că nu știu unde sunt bannerele. Sunt ascunse prin pământ, știți? Sunt pe aici ascunse cumva. Ah, ok, să, am înțeles. Ca să nu se vadă. Oricum, le pui în pământ, dai click dreapta cu harta, să ai harta în mână și practic ți se marchează. Dacă nu ok, vă foarte tare, foarte tare, da, 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 nu știam. I-am zis că e mai interesant. Aici n-am apucat să fac, voiam să fac niște statui de leu, să fie un leu așa frumos. Mm -hmm. Da, foarte, foarte interesant. Acolo okay. și și aici în stânga, nu? Adică în stânga și în dreapta. Da, 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 la fel, la da, fel. Da, 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 interesant, interesant. Uh, urna de vot va trebui mutată, să știți, că am pus-o provizoriu acum și va trebui să fie mai multe urne. Cred că trei urne ar fi în regulă. Aici este cheia orașului și vă Mânez cheia chiar acum Stați stați un pic aici. aici să facem o poză dacă, dacă ați dori să veniți lângă mine Să dăm mâna cu lângă, cheia orașului Stați, stați, stați sta, că vin imediat Așa, bun Să dăm mâna cu cheia orașului acolo în spatele nostru Foarte frumos Ok Putem bun. continua Da, aici aveți un ender chest Pentru cei care nu dețin acest lucru Ok Bun, mai departe veniți aici, este camera primarului, să știți că nu prea m-am ocupat de camera primarului, eu nu prea am stat la primărie, eu am fost mai mult pe acțiune și așa știți cum este. Adevărat, nici eu nu cred că voi sta prea mult, dar da. este bine puteți să... Reuși. Așa, Dacă doriți, aici este, puteți să vă scrieți notițe. Da. priveliște este veni. frumoasă, așa da. către Utopia e, e, e da, foarte da, tare. Da, 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 bun, nu este mare lucru, dar e bine că puteți să veniți aici. Aici este o sală de așteptare. N-am apucat să cumpăr un televizor aici. În spate un televizor mare. Dar să ar merge, să... ar merge un TV aici. Cred că un voi cumpăra mare. eu. Să vedem dacă mm -hmm. sunt fonduri. OK. Bun, iar aici este tribunalul. Dacă o să fie ceva cazuri, aici o să se întâmple totul și aici va avea loc procesul. Aici stă judecătorul, chiar aici sus. Și ok, și primarul are, are un loc aici cumva? Nu, cred că pur și simplu a, stă nu. și el da, am da, am da, 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 da Pur și simplu uh -huh. aici este Biblia, dar văd că cineva a Biblia Am aici înțeles este... Cred că se va face un proces și pe, pe treaba asta <laughs> okay. Chiar să furi ce Biblia, biblia din da, tribunal, da. dă un colo de treabă Așa, am înțeles. ce să vă mai zic Cam atâta avem în primărie Restul cred că cunoașteți deja Și vă voi oferi banii utopic. Stă, 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 perfect, perfect, n-am niciun bal, la mine, e perfect, ok, bun uh, Atunci o să pun într-un șalcăr Să-i diferențiați Da, 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 da îi pun într-un șalcăr în care să fie doar banii primăriei Eu vă nu zic îndrăzi. atâta, nu a apucat să plătească impozitul domnul Seim oh, și stați Dani Den Dan. Stați un pic, stați un pic, să notez undeva treaba aceasta Deci domnul Dani Den și Seim nu au plătit impozitul Ok, îi țin minte, îi țin minte și îi notez eu după dar acum am nevoie eu O să-mi fac eu un shulker box imediat Să să pun banii primăriei Să nu cumva se că După aia mi-aud vorbe Da, 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 știu, 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 știu Ok, bun, perfect Păi atunci vă mulțumesc pentru aceste prezentări Sigur. Domnul primar O să vă spun în continuare domnul primar Pentru că e, Nu mai ziceți acum O să mă duc și eu așa. să las costumul acasă Mi-l agăț și eu într-un cui știți cum e Așa Să scoateți băncile bân astea că le-am pus așa provizoriu cât de cât. Dar să știți că nu dau neapărat rău, dar măcar uite asta ar trebui scoasă și asta, da, da, asta ar asta putea ar rămâne momentan. Că, da, ar putea rămâne. Eventual pe altă culoare, nu știu. Da, 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 din quarz ar fi cred că mai frumos sau ceva da, să se da, da, da. Bine, eu vă las. Succes în continuare. Dacă aveți întrebări îmi puteți scrie oricând pentru că știu cum este acum la început și aveți foarte multe lucruri. Și baftă la evenimente, o să, o să încerc să particip la cât mai mult. Bine? În legătură cu nunta, a zis că joi ați dori să organizați nunta. Da, da, da. Uh, N-ar în... da. fi o problemă, putem organiza ambele evenimente, dar să fie prioritar, prioritară nunta dumneavoastră. Uh, stați să mă uit puțin pe programul dumneavoastră. Uh, joi a zis poveste de groază. Am putea muta puțin poveștile cu o oră, o oră jumate, ceva de genul și după aceea să... Perfect. Uh, înainte. înainte facem nunta, să zicem la ora 6. Perfect, și... atunci la 19.30 va rămâne joi, o să modific bun. eu. Stați să-l să iau de ei și -o, o să pun lista finală. Bun. Și să puneți și nuntă la 6 fix. La 6 fix, perfect. Bun, ok, atunci bun, bun. o zi bună vă doresc și vă Toate mulțumesc pentru bine. vot, că eu cred că ați votat cu cine trebuie. Duceți-vă în urnă și cred că găsiți acolo răspunsul, să, să da, mă uit. S -o s -o să știți să știa, că doresc. votul meu... Da, da, să știți că votul meu a fost cam definitoriu, la modul cel mai serios Da, 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 o fost Pentru că aproape. eram între dumneavoastră și domnișoara nușca. Foarte bun discursul și, și așa lui domnul, al domnului Green a fost foarte bun discurs Da, 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 chiar au fost toate discursurile, n-am da. de eu, Na. eu sincer am simțit că pierd, deci -am, da. am simțit că n-am șanse, pe bune Adică am înțeles. O, o fost la limită, totuși mi-a plăcut am înțeles. Bine, domnul, nu vă mai rețin okay, că sigur okay. aveți multe planuri. O zi în continuare, frumoasă, o zi în continuare mandat, vă doresc. Și mandat liniștit. Doamne ajută. O, o zi Doamne în continuare. Ajută. La revedere. Bun. Uh, hai să vedem cine cu cine a votat, că sunt curios. Sau nu, hai să nu le arătăm, că voturile nu se arată. Las că nu arătăm, nu arătăm, nu arătăm. Dar totuși ceilalți vor putea vedea. Poate mă uit eu în afara episodului. Na bun. Acum trebuie neapărat să modificăm aici ceva. Dați-mi două secunde. Joi ora... Um, ora ora 19.30. Povești de groază. Așa, da, dați-mi două secunde. Nu că nu mai încape aici. Hmm. Joi ora 19.30, povești de groază. Cine a venit? Domnul Silent. Nu știu ce face domnul Silent. Aro? Ok. Uh, trebuie neapărat să-mi eliberez un shulker box. Hai să vedem, pot să-l eliberez pe asta. Să pun banii primăriei. Bom, 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 bom. Uh, ce să mai arunc? Arunc ăsta până așa. Aici sunt banii primăriei, să nu cumva să incul. Bă, da, sunt bani la primărie, nu glumă. Așa. Deci ăsta e chestul primăriei. Hop, hop, hop. Da, corect. Ca să nu încurcăm cumva diamantele. Așa. Bum, 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 bum. Astea le pot lăsa. Ce se întâmplă, mă, frate? Ia uite. Green verifică voturile. Ia yeah. Ia să vină domnul Green Ia că l-așteptăm bună, uh, bună ziua domnul Green Ce faceți la urna Cu voturi aici uh, Am vrut să văd și o Votul dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc Enorm, sunteți un primar de nota 10 Am Sincer. înțeles Ok, eu n-am vrut să arăt voturile Pe episod, sper că nu le-ați arătat și dumneavoastră Nu, nu, păi nu, că nu am Ok, n -am, n -am, nu okay mai bun eu sunt pe episod acum. Acum ca idee am înțeles că domnul Sinner dorea să construiască niște capete de, de, lei aici sau ceva în genul acesta. Aș dori să continui ceea ce și-a dorit primarul care tocmai și-a finalizat mandatul. Așa că să-mi spuneți cam cât ar costa primăria toată treaba asta. Să faceți 2 lei așa, unul în stânga și unul în dreapta. Cât ar costa da, tu îi iei unul într-o parte, unul într-o parte, desigur dacă aveți materialele, dacă nu o să vă pun și materialele Fara materiale, că din păcate momentan sunt și eu la început, nu, n-am de unde să am materialele. Ok. 2 lei așa și aici frumoși, eventual dacă nu încap 2 lei ce ziceți de o statuie așa în sus, un fel de ceva, nu Sphinx cum era, ceva o statuie care să țină o sabie, ceva în mână, ce ziceți? Da, 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 ar fi, dar să fie să fie la fel și într-o parte și în alta, ceva da, așa da, da. care să să transmită în putere, putere da. să transmită putere, da. Vă înțeleg, vă înțeleg. Cam cât ar costa? Uh, sincer, în ambele porți, nu știu, 10 diamante, 5, 5, bine? Uh, cât anume? 10-10 diamante, e bine 5-5 Ah, în ok, care... ok, ok, am înțeles, 55 de diamante, m-am speriat ah, un pic, nu. domnul <laughs> Domnul Grina, am, am crezut că vreți să jegmăniți primăria aici, adică, deci 10, 10 diamante, ok Haideți no, no, că, acum vă dau 10 diamante, vedeți că sunt din fondurile primăriei, așa că eu... O să, o să am mare grijă să, să respectați planul, ok? Da, 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 vă mulțumesc mult Bun. pentru... o zi în continuare vă doresc Vă, vă doresc și eu la fel Bun. Din păcate, stai să vedem, mai avem timp, 46 de minute de clip, hai că mai avea timp. Huh, hai să ne gândim, deci uh, probabil o să revin când reușesc și eu să fac cartea asta ca lumea, că văd că e jale. Se pare că domnul Silent, Bună domnul ziua. Silent, spuneți ce doriți, văd că vă plimbați pe aici, deschideți toate Este da, cum... Și -o, uităm și -o, ah, la okay. voi. Nu, nicio problemă, cum să nu fie nu nicio problemă, dar okay. m-am speriat un pic așa. Dar n-aveți voi aici la urna cu voturi. voturi? Nu, 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 uit. nu, domne. Ar trebui să iau urna de aici, că nu știu ce se întâmplă. Ia să iau eu voturile. O zi în continuare, domnul Silent. să, știți că a fost un candidat super bun și discursul chiar a fost, a fost super bun. Și de dumneavoastră vă mulțumesc. O zi în continuare. Ok. Bom, bum, bom, bom. Ia stai mă să iau eu voturile de aici Ia să le distrug eu un pic N-am eu un flint and steel? Hmm Îmi trebuie un flint and steel N-am un flint and steel pe aici Nu e un foc Pe aici prin apropiere Bă da îmi trebuie un pas mă, că intră oamenii în primărie așa Bam 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 Hai că-mi las eu armura și toate astea să ne asigurăm, trebuie să luăm toate voturile de aici și, și să le ducem. Hai să le ducem undeva, să le ardem, să ceva. Nu fi un foc. Uite, măi, foculețul pe aici. Dar cred că e deasupra și nu cred că se pune. Uite că foc. mi au pus silent. Sigur el a fost. Aulă și mi-a lăsat și toate alea. Hai să facem noi un flint and steel și sub ochii voștri să ardem voturile, să nu cumva să să se mai uite lumea că nu-i frumos. Bum, bum. Și începem. Vot, 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 vot. Metropia. Asta nu mai are sens acum. Am ars tot. Bum, bum, bum. Ok, am reușit să fac lista. Cam așa arată lista. O puteți citi voi repede. Puteți pune pauză. Că ci că s-ar întâmpla lucruri groaznice. Cineva ar încerca să dea foc la primărie. Stați un pic să intrăm pe, pe roleplay. Domnul Bafo, da? Vă da, Bună ziua, bună ziua, sunteți acasă cumva? Nu, sunt la primărie Sau Stați primiță... un pic, am, am primit, am primit uh, niște amenințări prin poștă Stați un pic uh, Spuneți, uh, cu, cu, ce vă, cu ce vă pot ajuta? Nu puteți veni până la mine acasă să mă ajutați uh, Stați mine? un pic, stați un pic vă, stați poate? un pic, vă văd pe, cine, pe cineva pe primărie domnul, domnul Silent era pe primărie acum hmm, Nu okay. știu ce făcea domnul Silent haideți Ok, să haideți că vin Mergem, haideți să mergem da, moment... spuneți mi pe drum, așa, în, în linii Uitați-vă, am și eu niște probleme cu uh, extindere de plot și nu știu ce. Da. Pe aici Am uh, o nevoie foarte mare. Uh, pe lângă că aș vrea să-mi ex extindă plotul, da. uh, vreau să știu dacă pot să plătesc uh, în rate uh, extinderea plotului din păcate, este din păcate nu, este știu nu știu dacă se poate pentru că n-am vorbit cu contabila și încă n-am nici consilier dar voi putea reveni nu știu în maxim 10 minute cu un răspuns uh, da și de asemenea da. de asemenea nu știu uh, mi aș dori să colaborăm cumva știu că dumneavoastră sunteți domnul măcelar, nu? Da, da, da. Acum sunt A, domnul primar, dar uh, sunt și măcelar, domnul, da. Domnul primar măcelar, am înțeles. Corect, corect. Domnule primar măcelar, uh, nu știu dacă aș, ați dori să colaborăm. Am înțeles că vreți să faceți uh, niște evenimente din aceste Am speciiare. înțeles, da, domnul Bafo. O să mai aveți, discutăm că, pentru că v-am spus am primit o amenințare dacă, cu moartea și trebuie să trebuie să plecă. Uh, o zi sta, bună. Sta, sta, da, da, stai, da, da, da. Domnule, da, da, domnule, da, da domnule, Stați puțin, stați puțin. Spuneți, haideți că am, am, am primit amenințări. Trebuie să... Vă să... înțeleg, vă înțeleg, vă înțeleg problema. Vă înțeleg problema, dar uh, și eu sunt, uh, sunt, foarte, sunt foarte curios și aș vrea să mă implic uh, cu mult mai mult pentru... Doamne, uh, mi se pare că uh, trageți de timp, lăsați-mă în pace, ziceți odată. Vreți să construim uh, frumos ce trebuie aici? Ce? Nu, deci de vorbiți parcurs, la modul general. De, ce de parcurs? Ce? La nu. modul general și legat de parcurs de Survivor, de ce vreți să faceți dumneavoastră acolo? Ok, haideți că mă duc până în primărie să să văd dacă diamantele sunt în regulă și revin uh, să discutăm. Domnule, domnule, uh, așteptați, așteptați, așteptați. Așteptați, domnule. De ce? Păi vă văd așa puțin, uh, puțin stresat. Nu vreți puțin să medităm, să ne relaxăm? Haideți, domne, lăsați-mă că o iau ras de aici. Spuneți. Domnule, haideți, domnule, că totul, totul o să fie bine, credeți-mă. Trebuie, trebuie să anunțați dacă foc, foc! domnule, ce se întâmplă? Domnule, ce se întâmplă aici? Foc la primărie! Ajutor! Ok. Vai, nu se poate așa ceva. Stați un pic, stați un pic, stați chemați, un pic. Chemați pe doamna șerici Doamne, dacă chemați cumva se, se, dovedește arde că a fost complice. Arde, arde, primăria. Arde primăria. Uh, domnul, domnul, no, domnul, primar arde primăria. Arde primăria. Deci, deci, domnul Bafo cred că este complice și cineva a dat foc primăriei. Nu se pentru poate. că, nu deci o, o să, o să vă dau o judecată, deci o judecată domnul Bafo. O să vă dau o judecată. Eu am o problemă. Eu am o problemă în clipa de față cu ploturile. Domn, domnul sa... Bafo, terminați. Poliția, poliția. cineva. Acum, acum, acum. Doamne, deci uitați-vă cum se ia foc primăria. Doamne, mă, urc eu, domnule, mă urc eu Doamne, ferește, haideți ceva? să ajut și eu Haideți că vă ajut și eu Cineva, un extintor, au Un am domnul Ce s-a întâmplat aici? A luat foc primaria Doamne, cine, cine Doamne se ține de asemenea farse? Deci, domnul Bafo, domnul Bafo, aveți vreo legătură cu chestia asta? Doamne frește, nu. Deci aș eu dori eu... cine este judecătorul? Încă nu sunt, nu sunt a, informat. Nu n avem nu avem judecător este domnul... Poate poliția să fie. Domnul, a, trebuie să alegeți un consilier. consilier. Categoric a, o să Cunocev... o să aleg. dar o să vă mai arăt încă un lucru, dacă C... să veniți. Haideți, hai uh, da, Am am văzut, am văzut că cineva mi-a dat foc și o să chemam judecată pe domnul Bafo și de foc. Puteți să vă uitați la la Scrisor, ele, am tot văzut, tot da, aici. am văzut, da. Semnat oh. S, te rog frumos să ai grijă, nu vrei să știi ce urmează. Asta nu a fost tot, stiu unde stai. Semnat S, data viitoare tu să nu te mai pui cu mine, trebuie, ai mare grijă. Cam asta e. Ok, domnul ce puteți să veniți până jos, trebuie să vă spun ceva important. Oh, da, haideți. Haideți. Mamă. Da, domnul Silent. În Do fața primării, vă rog frumos. Domnul Silent, să știți că vă bănuiești și pe dumneavoastră că ați fi împreună cu, cu domnul Bafo, ați pus la cale a, asemenea Stați o secundă. Mârșevii. Domnul, domnul primar, dar ce s-a întâmplat? Am văzut că a luat foc. Ce s-a întâmplat mai exact? Că nu înțeleg. Nu știu, domnul Silent, asta vreau să vă spun acum că domnul Bafo m-a chemat la el acasă și exact așa. în acel moment era foarte disperat și vorbea foarte general așa. Uh, Așa. Cred că îmi distrăgea atenția în timp ce altcineva dădea foc primăriei și vă Te bănuiesc poate. pe dumneavoastră că v-am văzut De înainte tine. să plec, stați un pic să vă spun, înainte să plec v-am zărit, uh, erați pe acoperiș exact unde a fost focul, recunoașteți că erați acolo pe acoperiș și am, am filmările, domnul uh. Silent. Da, e posibil să fi fost pe acoperiș, dar din simplu fac că am făcut un mic accident. Uitați-vă la elitra mea de o pe spate, vedeți că e puțin zgâriată. Da, 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 într-adevăr asta, da. Am, am avut, din păcate, un mic accident deoarece am băut puțină miere și știți cum e. Na Și am avut un mic accident și am aterizat acolo, dar am plecat imediat acasă. Nu știu cum de s-a întâmplat chestia asta și vreau să vă spun că domnul Bafo chiar are o problemă reală cu plotul. Da, de unde știți dumneavoastră că despre plot? Ok! Uh. Vreau să vă spun doar Ei, atât că o să vă chemă judecată și pe dumneavoastră și pe domnul Bafo, n-am spus nimic de plot N-am spus nimic da, de plot, a da, a ba a nu a am spus, spus. dacă domnul aveți dovadă o să o prezentați în instanță Da, da, am dovadă, am dovadă, Ok, știți. ok, ok, o să o prezentați uh, în instanță o chestie, o chestie. Spuneți, spuneți, spuneți. Um, Aveți cumva vreo legătură cu focul de l-am avut eu pe casă acum câteva zile? Domne, nu știu dacă, nu știu asta, n-am unde mm -hmm. să știu eu că eu eram plecat, nu știu, n-am văzut Ok, lăsați că se adaugă la dosar. O zi bună. Ok, o, o, să, seara. o să, discutăm. O, seară în continuare. La revedere. La revedere. <laughs> și i-am dat foc la cază mă, atunci când m-am răspoi cu el. <laughs> o să fie fan, o să fie fan. Bun. Păi, cam așa arată casa mea. mi eu cam distrus o silent. Sigur el a fost, dar na, trebuie să-l să, trebuie să chem în judecată, nu știu că îl mai chem în judecată, sincer. Cred că mai am să-l chem pe Bafo, pentru că el nu are nimic împotriva mea da. Și cam așa arată și văcuța, am eu cam distrus-o un pic acolo, trebuie să o mai repar. Deci sunt destul de multe stricăciuni pe terenul meu, o să încerc să le rezolv treptat pe fiecare. Și sincer chiar sper că v-a plăcut acest episod mirobolant, sper că ați băbuit butonul de like și ne vedem în episodul următor în care o să avem ori eveniment, ori incendii, ori nu știu, multe chestii se pot întâmpla pe Utopia și mă bucur că sunt primar, sper să vă placă și vouă, vă salut cu respect și pa!